Se spune că sufletul cântărește 21 de grame, dar cât cântărește curajul antreprenorilor? Asta urmărim să aflăm în această nouă rubrică, Gram de Curaj, o serie de discuții cu antreprenori din România despre curajul care i-a ajutat să creeze și să dezvolte afaceri de succes. Gram de Curaj este un proiect realizat cu sprijinul LG Gram, un companion care ajută antreprenorii să treacă peste toate dificultățile vieții de business. Evelina Necula este cofondatoare și Chief Marketing Officer Kinderpedia, o soluție digitală completă de comunicare și management pentru școli și grădinițe, construită în România și recunoscută în plan internațional pentru inovație și impact social. Evelina, cu experiență de marketing în domenii precum imobiliare, construcții și ospitalitate, a ales antreprenoriatul din 2012, iar în 2014 a lansat Kinderpedia. De atunci, platforma fondată și de Evelina a devenit una dintre cele mai apreciate soluții digitale pentru comunicarea și managementul în instituții școlare, disponibilă în 17 țări de pe 4 continente, însumând peste 200.000 de utilizatori. Bună, Evelina, și bine ai venit! Bună, Irina! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Să trecem la întrebări. Cum ai definit curajul de a începe un business? Cu ce l-ai comparat și cum l-ai explicat celor care se gândesc să o ia pe drumul antreprenoriatului? E foarte interesantă întrebarea, pentru că eu cred că, de fapt, curajul este o chestiune foarte personală. În realitate, cu toții simțim și gândim curajul în moduri complet diferite și asta este influențat în foarte mare măsură de cum am crescut, de modelele sociale, culturale, inclusiv educaționale la care am fost expuși. Dacă ne uităm la copilăria noastră, am crescut cu toții cu basme precum Harapalb sau Făt Frumos și Ileana Cosânzeana, în care toate personajele erau infailibile, până și calul lui Harapalb era năzdrăvan, mânca jăratec și se dădea de trei ori peste cap, să nu mai zicem despre Făt Frumos care dădea cu zmeul de pământ sau reteza toate capetele balaurului. Doar că plecăm din această paradigmă a perfecțiunii, a infailibilității, a puterilor nemărginite și mergem apoi în viața de zi cu zi, unde ne dăm seama că nu e chiar așa. Că mai și obosim din când în când, că mai și greșim destul de des și că e aproape imposibil să fii infailibil. Și atunci încercăm să îmbrățișăm o altă viziune asupra curajului. Eu una am făcut asta destul de devreme, una în care curaj nu înseamnă să nu îți fie frică, nu înseamnă să nu fii, să fii perfect, înseamnă mai degrabă să fii prezent, să îți asumi ceea ce ai de făcut și să faci, indiferent de incertitudini, de temeri, de nelămuriri, căutând întotdeauna să înveți din ce în ce mai mult din ceea ce faci și să devii din ce în ce mai bun. Care a fost momentul în cei 8 ani de activitate Kinderpedia în care ai simțit că e nevoie de cel mai mult curaj, genul ăla de moment în care curajul a cântărit mai mult decât rațiunea în dezvoltarea afacerii? Primul care îmi vine în minte este unul care de fapt a fost o perioadă și cred că asta a fost provocarea cea mai mare, că unui moment poți să-i faci față cu curaj irațional, dar unei perioade trebuie să-i faci față cu multă reziliență și iarăși asta este un alt atribut care poate că ar trebui asociat curajului. Cât suntem de stăruitori în ceea ce ne dorim să facem. Și în cazul nostru, mă gândesc la primii ani în care am construit Kinderpedia. Aveam un produs beta, îl pilotam în niște zeci de grădinițe la vremea aceea, primeam feedback bun de pe urma lui, dar nu aveam încă o sursă sustenabilă de venituri și nu aveam nici finanțări private cu care să-l ducem mai departe. Și atunci a trebuit să luăm o decizie destul de incomodă de a-l finanța din resurse proprii. Și asta a durat destul de mult, au fost 2, poate spre 3 ani. Până să dobândim, pentru că lucrurile astea vin întotdeauna mână în mână, primii clienți plătitori pe termen lung, adică primele venituri lunare recurente și să convingem cu ele și cu viziunea noastră despre cum vom crește primii investitori privați, un grup de angel investors din Elveția care ni s-au alăturat în 2018. Și un alt moment care îmi vine în minte, tocmai pentru că este odată mai degrabă punctual, mai izolat în timp, dar pe de altă parte și foarte intens, a fost momentul debutului crizei COVID. Atunci când a trebuit să ne regândim peste noapte modul de lucru, când școlile și profesorii veneau către noi solicitându-ne ajutor, iar noi ne-am gândit pentru o clipă ce putem să facem noi acum, căci noi ne-am construit întreaga paradigmă ca o soluție de comunicare și management între școală, familie, elev, când elevul este în clasă.
Și aici curajul nu a fost neapărat al meu, nici măcar exclusiv al echipei de fondatori, a fost al întregii echipe, care în poate cele mai tensionate și cele mai încărcate momente din punct de vedere emoțional și-au găsit răbdarea și curajul să meargă mai departe și să regândească felul în care funcționează Kinderpedia aproape peste noapte. Pentru că în 5 zile de la închiderea școlilor am anunțat deja lansarea modulului nostru de predare video la distanță prin integrarea Zoom. Alte soluții internaționale au făcut-o în 3 săptămâni, alte soluții locale au făcut-o într-o lună și jumătate. Noi am reușit asta în 5 zile și a fost doar datorită faptului că întreaga echipă s-a mobilizat în cel mai scurt timp. O parte din ea pe a construi această integrare și pe a o face disponibilă școlilor și cealaltă parte, evident, pe a construi în profesori acele competențe și acea încredere de care aveau nevoie ca să o folosească. Pentru că și ei aveau nevoie de curaj ca să-și regândească modul în care lucrează în fiecare zi. Voi ați primit foarte multe certificări și premii la nivel local, dar și internațional. Cum se schimbă curajul atunci când alții încep să recunoască meritele proiectului pe care l-ai creat? Crește curajul sau teama? Foarte interesant punctul tău de vedere, pentru că răspunsul este da. Ambele se întâmplă aproape în același timp. Pentru că, pe de o parte, este nemăsurată satisfacția de a vedea că și alți oameni se așează alături de misiunea ta, dar odată cu ea vine și o responsabilitate uriașă. O responsabilitate care e deja intrinsecă misiunii tale. Te gândești, acum trebuie să-mi fac treaba și trebuie să-mi ating misiunea, nu doar pentru că eu cred în ea și pentru că oamenii au nevoie de ea, ci și pentru că, iată, toți acești oameni valoroși pe care îi apreciem și pe care îi respectăm au ales la rândul lor să investească, fie că este emoțional, fie că este din perspectiva sprijinului pe care ni-l oferă în ceea ce noi ne-am propus să facem. Și cum am lămurit noi, să spun, acest mix de entuziasm și de teamă și de responsabilitate, este aliniind și subsumând toate aceste angajamente unuia primordial, care este angajamentul față de utilizatorii noștri. Noi am construit Kinderpedia ca să conectăm școlile, grădinițele, profesorii, elevii și familiile. Iar dacă reușim să facem asta și dacă reușim să facem școala mai accesibilă și mai prietenoasă pentru elevi, să facem munca mai ușoară pentru profesori, dar în același timp să le facem și munca lor mai vizibilă și mai ușor de apreciat de către comunitatea școlară, dacă le simplificăm un pic activitatea administrativă și îi aducem și pe părinți mai aproape de modul în care elevii, chiar și preșcolarii, lucrează zi de zi, atunci toate celelalte angajamente și toate celelalte contracte sociale, ca să le spunem așa, se așează la locul lor, pentru că ele toate pornesc de la misiunea de bază. Și asta ne dă curaj în fiecare zi, să știm că feedback-ul utilizatorilor noștri este principalul lucru la care trebuie să ne uităm și de acolo ne luăm și curajul de a ne motiva echipa și de a antrena mai departe în acest demers și alți parteneri, fără de care n-am putea să mergem mai departe. Orice startup de tehnologie din România, cum e și Kinderpedia, trebuie să se uite și pe piața internațională, pentru că piața locală poate fi prea mică. Cum faci să fii curajos, să devii o soluție globală și să nu-ți spui, lasă că au și ei sigur soluțiile lor acolo, la ei? Aici la noi a fost poate doar puțin diferit, pentru că chiar de când am construit produsul, l-am construit cu o viziune globală. Se spune că lucruri mărețe se pot întâmpla, dar trebuie să le visezi mai întâi. Și noi am pornit cu acest vis de la început și am construit Kinderpedia ca pe o soluție care a fost de la început găzduită în cloud, care este multilanguage, multicurrency și care a fost gândită să transforme educația în mai multe geografii. Global, sperăm noi, la un moment dat. Și atunci teama nu s-a întâmplat neapărat undeva pe parcurs, a fost așa doar un entuziasm, ca să-i spun, pe care l-am avut de la început, cu gândul că sigur putem să facem ceva care să ajute profesori, elevi, părinți din mai multe colțuri ale lumii. Când erai copil, care ți se părea cel mai curajos om de pe pământ? Mama mea este cel mai curajos om de pe pământ.
de la faptul că putea cu mâinile goale să ucidă un păianjen atunci când mă speria pe mine, până la felul în care și-a condus viața profesională și a avut grijă de familia ei, de la reziliența pe care a demonstrat-o de fiecare dată în fața dificultăților, ea a reușit să-mi modeleze mie modul de a vedea curajul și de a-l înțelege mai degrabă ca pe un angajament pe termen lung decât ca pe un act de bravadă. Îi sunt foarte recunoscătoare și astăzi, pentru că este un om extraordinar de responsabil, este o persoană foarte calculată, care m-a învățat că să faci un lucru cu curaj nu înseamnă să-l faci fără teamă, ci să-l faci în ciuda temerilor și să-l faci luându-ți în calcul riscurile și cântărindu-le suficient de bine încât cel puțin să înțelegi cât de pregătit ești pentru ceea ce ai de făcut. Fiind destul de aproape de mediul educațional și de atmosfera din învățământ, cum vezi curajul în școli și cum ai încurajat spiritul antreprenorial încă din primii ani de școală? Despre curajul în școli și despre cum educația modelează curajul, cred că am putea să vorbim cu orele. Deci dacă vreți să mai faceți încă o serie pe tema aceasta, vă invit cu drag. Cred că educația ar trebui să modeleze curajul, dar nu cred neapărat că o face astăzi, nu în forma în care se desfășoară ea în școli. Și poate nici noi ca părinți nu suntem întotdeauna pregătiți să îi modelăm pe copiii noștri pentru a fi curajoși. Spun asta pentru că am fost crescuți într-o cultură care a blamat întotdeauna greșeala, care te-a făcut să te temi, să nu fii de ajuns, să nu faci lucrurile bine sau chiar să le faci altfel. Dacă ne uităm la copii, ei sunt forma pură de curaj. În momentul în care se nasc și în primii ani de viață, ei au toate coordonatele în ADN pe care ar trebui să le aibă orice antreprenor de succes. Sunt curioși, sunt inovativi, sunt plini de resurse și întotdeauna disponibili să găsească resurse noi și noi căi de a face un lucru. Sunt extrem de curajoși, de neînfricați. Nu cunosc rezistență în fața unei tentații noi. Se duc imediat către ceea ce îi atrage. Cred că ar trebui să ne gândim în educație și asta chiar din primii ani de educație, cum să facem să conservăm și să cultivăm aceste atribute antreprenoriale în copii, pentru că ele sunt extrem de valoroase pentru societatea către care ei se îndreaptă. O societate pe care nici noi nu o înțelegem foarte bine astăzi și singurul mod în care putem să-i pregătim pentru ea este învățându-i că nu vor ști totul și că este sigur că vor greși și că important este să învățăm să îmbrățișeze greșeala ca pe o formă de învățare. Greșim astăzi, greșim mâine, important este ca de fiecare dată să încercăm să fim doar puțin mai buni, incremental mai buni față de cum am fost ieri, nu neapărat mai buni decât celălalt. Am crescut într-o cultură în care căutăm confortul. Căutăm confortul ca alternativă la anxietate. Confortul este zona în care ne simțim stăpâni pe ceea ce știm și în care avem securitate psihologică. Foarte importantă, evident, pentru orice activitate am face, fie că este educație sau că e vorba de viața profesională. Doar că dacă punem confortul în contrapartidă, să zic, dacă îl punem la un punct antagonic față de anxietate și față de asumarea de riscuri, atunci riscăm să nu ajungem niciodată într-un punct al inovației și atunci ele trebuie să convergă undeva, să reușim în condiții de securitate emoțională să ne asumăm riscuri. Iar asta înseamnă să cultivăm un mediu al învățării, un mediu în care să fie în regulă să-ți asumi riscuri, să o faci în mod controlat, documentat, să accepți că poți greși, să greșești și să înveți din greșelile tale ca să fii un pic mai bun pe viitor. Cred că asta înseamnă curaj. Să avem confortul și securitatea emoțională de a ne asuma riscuri, de a greși și de a învăța din ele. Și dacă ar fi să închei cu un gând care vine destul de des în minte atunci când vine vorba despre greșeală, este o replică a lui Samuel Beckett care spune "Try again, fail again, fail better." Mulțumim că ne-ați urmărit! Vă așteptăm la un nou episod din Gram de Curaj!